Investim foarte mult în infrastructura orașului, în tot ce înseamnă apă, canal, drumuri. Investițiile se ridică la în jur de 400 de miliarde vechi, ca să spunem așa, deci 40 de milioane de lei noi. Cea mai importantă investiție, până la urmă, este investiția în complexul de agrement și tratament băii de sărată, denumite generic. Suntem într-un stadiu foarte avansat de construcție, față de graficul de lucrări suntem avansați cam cu 4-5 luni. Sperăm că lucrurile se vor întâmpla la fel și în viitor și anul viitor să terminăm cu această construcție, urmând să facem procedurile pentru deschiderea acestei baze de tratament și agrement. Este doar baza de tratament și agrement fără partea de cazare. Încercăm partea de cazare să o folosim cea care există la privați. Spre surprinderea noastră, deja încep să se construiască pensiuni. Bine, mă așteptam să se întâmple acest lucru, dar nu mă așteptam să se întâmple așa de repede. Privatul oricum se mișcă mult mai repede decât noi, cei de la publici, adică nu au nevoie de atâta birocrație, de atâta documente și atâta hotărâri de consiliu și așa mai departe. Ei astăzi au ideea, mâine construiesc. Deja încet lucrurile să se miște în oraș. Tot ce înseamnă oraș și cartierea orașului, da, sunt relativ instalațiile făcute noi, canalizare și apă. Singurele localități, ca să spunem așa, care nu au încă canalizare, apă au, sunt Cistei și Micoșlaca. La Răzbeni se lucrează acum la canalizare. O problemă destul de complicată, ca să spunem așa, și care trenează de mult timp, este alimentarea cu apă de la Galda la Ogna Mureș. Lucrurile sunt într-o turnură, ca să spunem așa, într-un stadiu bun și aici. Procedura de licitație este pe final pentru a schimba această conductă de la Galda la Unirea prin Asociația APA, unde și Ogna Mureș face parte. Problema apei la Ogna Mureș se pune de mult timp, adică la orice accident, la orice spărtură de conductă de alimentare cu apa orașului, apa se tulbură, deci sunt turbidități foarte mari și devine nepotabilă. Sperăm că prin schimbarea acestei conducte să rezolvăm și această problemă. Am investit foarte mult și în grădinițe, ca să spunem așa, în școli. Mai sunt lucruri de făcut și acolo, dar încercăm rând pe rând să le rezolvăm pe toate. Anul acesta am investit în clădirile și grădinițele și școlile de aparținut Lucian Blaga, școlii Lucian Blaga. A fost modernizată tot ce înseamnă clădirea de la Cistei, școală și grădiniță, clădirea școlii generale de la Oiala de Sus. Sunt proiecte finalizate, proiecte care sunt la stadiul de recepție și mă rog să le dăm în funcțiune. Proiectele prioritare pentru anul viitor este să continuăm cu infrastructura. Aici avem pe fonduri europene unde am și semnat deja contractul cu constructorul. Asfaltare tot ce înseamnă zona râd, ca să spun așa popular, să înțeleagă oamenii. Sunt 11 străzi, inclusiv două blocuri sociale pe acest proiect și o pistă de biciclete care pleacă din Ciunga de la Cămin și ajunge până undeva în cartierul Colonie, ca să spunem așa, la Podul Mureș. Dar investiția principală rămâne totuși băile sărate, deci stațiunea de agrement și tratament, unde va trebui să o finalizăm anul viitor. Lucrurile sper să meargă în ritmul care au mers până acum și să nu avem emoții că nu terminăm anul viitor această investiție, deși ea era preconizată să se termine undeva în 2021. Dar se mai întâmplă și lucruri bune, mai sunt și constructori care lucrează foarte bine și chiar mă bucură acest lucru. Și practic de anul viitor, poate chiar pe vremea aceasta, putem veni la băi? Nu pot să vă dau un termen când venim la băi. După ce finalizăm această investiție, această construcție, va trebui să autorizăm și la SNP și la ISU și la toate instituțiile statului. Nu știu cât durează aceste autorizări, o să dureze o lună, o să dureze două, pentru că aici putem avea tot timpul surprize. Deși avem avizele de principiu de la toate instituțiile, să sperăm că nu vor fi probleme și în cel mai scurt timp vom putea deschide această bază de tratament.